Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bine v-am regăsit, bine ați venit pe canalul meu, poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, vă doresc o zi minunată, un mijloc de săptămână minunat și aveți grijă de voi. Astăzi vom vorbi mai mult despre Bitcoin, despre datele tehnice și despre datele matematice legate de Bitcoin și vă reamintesc că vă spuneam acum două zile că personal cred că Bitcoin are șanse foarte mari de 70% să ajungă la 50.000 de dolari în următoarele 30 de zile. Am văzut prin comentarii oameni care cred că se va întâmpla opusul, însă în general datele sunt date. Iar în clipa de față Bitcoin vine după o perioadă de mini bear market, pentru că suntem într-un bear market tehnic, dar făcând zoom out, noi suntem într-un bull market, suntem într-un mega ciclu de ani de zile. O să vă arăt niște date interesante. Repet, fiecare trebuie să-și facă propria analiză și să gândească cu propria lui minte, pentru că pe internet sunt foarte multe date, dar e foarte important să-ți faci un filtru propriu. Haideți să ne uităm să vedem despre ce date e vorba și cum cred că vor impacta piața cripto în perioada următoare. În dimineața asta Bitcoin a avut un spike în jur de ora 4 dimineața, în care s-a dus la peste 41.000, la 41.465. Suntem pe CoinMarketCap, pe Bitcoin și vreau să vă arăt niște lucruri relevante. Volumul este în creștere, 32 de miliarde în ultimele 24 de ore. Ne apropiem de minarea Bitcoinului cu numărul 19 milioane. În clipa de față suntem la 18.984.762 de Bitcoin minați. Deci 90% din supply este deja minat în piață. Mai rămâne doar 10% care se va întinde pe o perioadă de mult timp, o perioadă lungă. Ce vreau să vă arăt? Dominanța, aici sus unde sunt cu mouse-ul, Ethereum este într-o oarecare scădere, el mai deține acum o cotă de piață de 18%. Asta înseamnă că Ethereum reprezintă 18% din banii băgați în întreaga piață cripto, dar ce este interesant este că Bitcoin a revenit din nou la peste 40%. Că o fi războiul, că nu o fi războiul, că e criza economică, că nu e criza economică, ideea este că interesul față de Bitcoin este mare. Uitându-mă pe charturi, am să-l dau din nou pe daily, se vede clar că în dimineața asta Bitcoin a încercat să rupă aceste două rezistențe, linia albă, valoarea prețului mediu pe 20 de zile, linia verde, valoarea prețului mediu pe 50 de zile. Nu a reușit. Vreau să vă mai arăt un lucru și aici mă refer la oamenii care nu au experiență, nu sunt traderi, dar folosesc decât TradingView. Avem RSI 14, da? În clipa în care RSI-ul este peste 50, înseamnă că piața este într-un trend pozitiv. În clipa în care este sub 50, este într-un trend negativ. Acum vedem că trendul este în întoarcere. S-ar putea într-o zi, două, să fie din nou pozitiv. Uitându-mă pe weekly, aici mă interesează pe mine cel mai tare, este un time frame foarte mare, o perioadă de timp mare. Avem nevoie ca una din săptămânile următoare să se închidă peste 43.000, o lumânare din aceasta să fie peste 43.000. Atunci am putea spune că sunt șanse să înceapă un nou miniciclu de creștere. Bun, vreau să vă mai arăt așa. Pe Chain Analysis avem așa 11.234.000 de Bitcoin, da? Nu s-au mai mișcat din wallet-uri de peste 52 de săptămâni. 7.200.000 au avut interacțiune în ultimele 52 de săptămâni. Iar volumul din piață este foarte mic. Da? 500.000 de Bitcoin toată piața. Încă ceva. Vreau să vă arăt numărul de adrese cu balanță mai mare de 10.000 de Bitcoin. În clipa de față sunt 92 de adrese de genul ăsta. Însă, dacă ne uităm la balene, vedeți această linie portocalie înseamnă creșterea exponențială în an de zile.
Vedeți, 2018 este o zonă plată. Când am avut bear market-ul, în clipa de față putem spune că avem în piață undeva la 2324 de balene. Adică sunt portofele ce dețin peste sau aproximativ 1000 de bitcoin. Pe Chaecoin Chain, pe Bitcoin Mirror Multiple Bands, aici Bitcoin este într-o zonă de buy. Am mai fost în zona asta în iulie anul trecut. Da? Eu vorbesc acum pe date, mă uit pe chat-uri. Aici este explicat simplu, strong buy, buy, caution, fii atent, vinde, recomandare puternică să vinzi, recomandare puternică să cumperi, buy. Vedeți, site-ul este aici. Chaecoin Chain, Mirror Multiple Bands. Chestia asta o puteți folosi să vă dați seama când suntem în zone de vândut, când suntem în zone de cumpărat. În partea de jos e simplu. Când suntem în zona verde deschis, mă scuzați, este recomandare de buy. Când suntem în zona verde închis, este o super recomandare de buy. După ce am terminat bear market-ul din 2018, am fost în această zonă. Din decembrie 2018, noi nu am mai penetrat zona verde intens. Am fost odată pe 16 martie după acel crash, am mai fost odată pe 20 iulie, suntem acum aici. Deci este clar că ne apropiem de un reversal al pieței. Suntem deja de niște luni de zile în această zonă, această creștere nu a fost una semnificativă dacă ne uităm în trecut când am ajuns în zone de strong sell. Îmi place să vă arăt acești indicatori, aceste date, să aveți o imagine cât mai amplă despre ce se întâmplă în piață. Pentru că este relevant. Unii oameni tranzacționează rar și trebuie să știe când anume să intre în piață, când nu. Aceste charturi, aceste hărți sunt pentru Bitcoin, dar Bitcoin nu uitați că reprezintă 40 și ceva la sută din piață. Asta înseamnă că Bitcoin dă trendul pieței. Eu personal mă aștept ca în perioada următoare să avem o creștere, indiferent de ce gândesc unii, indiferent de cum arată piața. Asta este o așteptare personală și nu înseamnă că sfătuiesc pe cineva să se ia după mine. Însă îmi place să prezint date. Revin pe BitMarket la încheiere și vă spun că suntem gata. Toți cei care doriți să listați ca și firme produse, să le vindeți direct din platforma noastră, vă las datele de contact office@bitmarket.ro. În rest, procedura este simplă, veți discuta cu avocații noștri. Durata în care facem implementarea este una scurtă. Condițiile sunt bune. După ce începem să listăm companii, începem și o campanie agresivă de marketing. Acesta este un sfat și către cei care dețin BMK. Și încă ceva. O primă utilizare pentru BMK va fi aceea că cei ce vor vinde produse pe platforma noastră vor avea un discount de cel puțin 25% din comisionul pe care trebuie să-l plătească platformei pentru fiecare produs vândut, dacă plătesc cu BMK. În rest, sâmbătă rămâne cum am stabilit, ne vedem la Oradea. Aici găsiți biletele. Evenimentul cu mine, în care eu sunt speaker principal, va fi la Hotel Ramada la ora 13. În rest, doamnelor, domnilor, încă o dată poftă bună la cafea, poftă bună la micul dejun, să aveți o zi formidabilă, aveți grijă de voi și să ne auzim cu bine și credeți-mă că nu suntem departe de zile senine pentru piața cripto.